Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din punctul meu de vedere, imaginea care caracterizează vara asta, așa, este scandalul permanent de pe litoral, da, între salvamari și diversi cetățeni care au ținut și încă mai țin morțiși, că am văzut aseară la știri, să intre în apă. În ciuda interdicției, da, mă, e ceva incredibil. La propriu, cum ar veni. La propriu, da. Băi, deci e steagul roșu ridicat pe catarg, n-aveți voie să intre în apă, mamă, oamenii sunt, au mize mari în viață. Lasă-mă steagul roșu, dar vezi că vine valul ăla, exact, pe care nu poți să-l controlezi, adică te, da, tai la picioare. Și unii s-au luat și la bătaie cu salvamarii, am văzut, au venit jandarmii, pentru dreptul lor, domne, de a-și pune viața în pericol. Păi sunt în vacanță, mor când vreau. Știi, cam așa, corect, este. Practic, am văzut, da, pe banii mei mor când vreau. Exact. Am văzut și o doamnă care se deplasa cu un cadru, sărăcuța, și dânsa cred că era în vacanță. Băi, a făcut un scandal monstru. Deci dânsa era cu un cadru și a intrat cu un cadru în apă și s-o ia valul. Nu mai râdem, mă, că așa a fost pe cuvânt. Și a făcut scandal monstru când salvamarii au vrut să o tragă afară, că săracă de cadru. Deci este incredibil, înțelegi? Am văzut o mamă indignată. Aia am văzut-o și eu. Da, care salvamarii au scos copilul, care era pe la el, să-l... copii. Copii, da, și de ce a țipat? Cum și-a permis salvamarul să țipe la ei în timp ce îi salva de la NEC? Și că nu face el educație când îi salvează de la NEC, înțelegi? Deci, oamenii sunt, parcă își pierd mințile pe cuvânt, e ceva incredibil. Ieri și au fost, din păcate, mai multe victime ca niciodată, mai mulți necaz ca niciodată anul ăsta. Tragediile continuă. Ieri seara am văzut la știri un copil de 10 ani, l-a luat apa, valurile sunt foarte puternice, sunt curenți foarte mari, și un copil de 10 ani a intrat în apă la mal și se adâncește foarte repede în zona respectivă, l-a tras apa. Și au sărit după el alți 5-6 oameni, erau să se nece și ea, intervenție în forță a salvamarilor, și în acest timp i-au scos, slavă celui, nu s-a întâmplat nimic, dar în acest timp o doamnă pe mal protesta în gura mare că parcă e la ora de educație obligatorie. Ce ne faceți educație aici? Nu în vacanță. Serios. Bine, am înțeles că particularitatea anului ăsta au reprezentat o curenție ăștia foarte puternici în absența unor valuri pe măsură. Și de-aia oamenii zic, ce vreți, domne, că uite, nu sunt valuri mari, ce problemă aveți? Și lipsa de încredere. Eu pot să înțeleg că există o anumită lipsă de încredere în autoritate în țara asta, că sunt și motive pentru așa ceva. Totuși, când e vorba de viața ta, se presupune că ăia care au pus acolo steagul roșu și fluieră, băi, nu intrați în apă nici măcar până la cinul că vă ia apa, ăia știu ceva. Nu se presupune asta? Mi se pare, cum să spun, e năucitoare imposibilitatea asta de recunoașterea unei situații periculoase, combinată cu indignarea că cineva își permite să-ți arate cât de periculoasă e situația de fapt. Adică nici nu-ți dai seama cum ești, și super pe ăla care zice. Și în ciuda faptului că incidente de genul ăsta sunt relatate de mass media și pe rețelele sociale, ele continuă să se repete, trasele indico. La Eforie Nord a fost nevoit să intervină poliția după ce un vilegia turist s-a luat la harță cu salvamarii care nu l-au lăsat să intre în apă pentru că era steagul roșu arborat. Evident, cu scandalagiu s-au solidarizat și alte câteva persoane de pe plajă, iar una dintre acestea le-a strigat salvamarilor, asta mi se pare tare de tot, citez, dânsul e director la Apele Române de 25 de ani, știe mai bine plaja. Deci, dânsul are flotabilitate de șef. Ce legătură are, scuzați-mă, Zula cu prefectura? Mă, te neci, adică dacă ești șef la ape, da, nu, da, înseamnă, știe că unde, nu ești scufundabil, cum se zice, nu? Insumersibilă. Insumersibilul șef de la... Da, directorul s-a stropșit la salvamar, că el îl plătește salariul. Și dacă el plătește salariul, nici nu se neacă. Și cei cu legea asta, cu steagurile, cei porcăria asta. Nu? Eu de asta revin cu o propunere, cred că am mai făcut-o și altă dată. Bă, dacă trebuie să fii salvat că ai intrat în apă în ciuda interdicției, pe atunci plătește tu. Nu doar costul intervenției de salvare și al tratamentului medical, ci și o amendă. O amendă zdravă, nu? Că ai irosit timpul și energia foarte multor oameni. Corect. Care aveau altceva de făcut. Adică și... Nici nu, bun, sigur, e nevoie de salvamari și evident asta n-ar trebui să se aplice celor care eroic sar în apă să salveze pe alții. Dar dacă tu în mod intenționat vezi, adică vezi că este steagul roșu, știi că n-ai voie și intri, atunci plătește salvarea. Corect. Nu? Da. Nu așa ar trebui, asumă-ți costurile și atunci fără scandal,
fără fluiere, fără poliție, fără nimic. Salvamarii pot să stea liniștiți. Frate, intervin doar când te neci. Vrei să intri, ești adult. Nu ești adult, ești matur. Asumă-ți chestia asta. Bagă-te în apă pe răspunderea ta. Ai nevoie de salvare? Plătește, tată. Sau nu-ți convine? Du-te pe plajele alea unde nu sunt salvamari. Că există și plaje unde nu sunt salvamari. Du-te acolo, nu te deranjează nimeni și acolo nici nu te salvează nimeni când te neci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.